o încheiere a instanței de prelungire neîntemeiată, se bazează pe aceleași principii probe aduse de către procurori la aplicarea acestui arest, vine în flagrantă contradicție cu practica constantă a Curții Europene, dar și hotărârile plenului Curții Supreme de Justiție îmi spune că urmează să vii cu probe noi, nicio probă nouă nu a fost adusă. Potențiale riscuri de influențare și de schivare de la urmările penale, lucruri neadevărate, ori Ilan Șor tot timpul acum lucrat cu urmările penale, a dat declarații și tot ce s-a invocat este pur declarativ, fără niciun suport probant.